something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself. După 10 sezoane de România au talent. Zi ceva, hai! Deci, unde e butelia aia de oxigen? Pentru noi, pentru noi, zic. Ne-ați luat piuitul, ne-ați lăsat fără aer. Ce să mai zic? Eu cred că... Thank you. Dacă perfecțiunea există, voi sigur ați întâlnit-o. Și ați aflat secretul. Thank you. Andra. Dacă știți bine, acesta este sezonul cu numărul 10 și căutăm acel număr să fie de un 10 perfect. 10 perfect al Nadiei Comăneci. Voi ați fost de un 10 perfect pentru mine. Thank you very much. Aș vrea să adaug ceva, fiind vorba de un cuplu de dansatori aproape perfect, dacă nu cuplul de dansatori perfect pe care l-am văzut la România au talent. E un număr de măestrie pe care nu ți-e dat să-l vezi în fiecare zi, poate nici în fiecare sezon. Mi se pare unul dintre cele mai bune momente de acrobație pe care le-am văzut în viața mea și crede-mă că am văzut multe. Ei au reușit să mă surprindă și cred că merită revăzut și sper să ajungă cât mai departe, pentru că nu mă satur să-i privesc.